Bravo. Vadă muntele acolo sus. Hai domnule. Arată. Bravo. Urca. Bravo. Ia și de jos. Bravo, Vita. Aute peisaj aici ce ai. Da. V-am zis, sau unde ești foarte, 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 foarte rău. Sau unde ești pășunile, adică la noi aici. Înainte nu erau așa. Era livez de acolo până acolo și pădurea aia care vedeți dumneavoastră acolo, erau tot livezi. Aha. Acum nu poți să mai intri nici câinii, nu poți să mai bagi acolo. Oh. În lăstarul acolo. Și zici că acolo în lăstarul ăla sunt patru urși? Patru bucăți. Patru bucăți de urs? Zi de zi. Uite că vin câinii. Nu, stați liniștiți că sunt eu pacinul. Păi să ne povestești povestea aia cu ursul, când era să-ți ia. Ursul, păi ursul, hai să vă spun eu care a fost treaba cu ursul ăla. A fost câinii de aici, eu treceam cu Eli de aici, ați văzut ochiul ăla. Da. Din partea asta. Așa treceam cu Eli, s-a înșirat cu Eli, că e drum de aici până acolo, să zic gata, să vă zic așa, cred că e gata un kilometru. Deci ipoteca și s-a înșirat se Eli așa și am auzit pe ăștia, a dat cățeaua aia vânătă care a urcat prima în sus încolo de el. Și doi din ăștia de apărat și ăștia lanții erau între ei. Mai era bălanul ăla după el. Și eu când l-am auzit că iese spre ui, dă-i și fugi. Înainte, dă-i și fugi, dă-i și fugi. Înainte și când l-am văzut că iese, hai ce să faci, ori strigi ține, ori trebuie să fii și un pic precaut la așa ceva, nu să te duci ca păl nebun. Să te duci ca nebun gata peste el, să fii un pic cam precaut, să vezi unde latră câinile, cum letră, unde iese, că poate să iasă în momentul ăla, să iasă în fața dumneavoastră și te-a omorât pe loc. Când te scapă câinii, te-a... Nu ia mai mult de câteva secunde. Nu ia decât o secundă la urs. Cum a dat cu gheara ta și sau ca cu gura, și... depinde cum prinde el în momentul ăla, mai ales dacă e agitat. Să fie agitat în privința la că la aleargă câinii una alta. Da. E agitat. Și urmă l-a trecut în partea lantă. Și urmă mai dat de unul tot în ziua aia, tot în ziua aia, după ce l-a trecut pe ăla, l-a scos pe altul mai de jos de aici. Dar pe ăla l-a făcut de vale încoace. Sunt foarte, foarte, foarte mulți în privința. Și cel mai mare urs de care? Cam cred că cel mai mare ăsta negru, mai mare ca ăla care l-am filmat eu, cred că ajunge la 500 de kg. Deci așa la ochiul meu, încep și eu în privința la asta. Ăla să aibă până în 400 de kg. Ăla, și ăla mai care o să vedeți dumneavoastră da, poze da, da. Și... Așa, ăla să zic vreo 400, dacă nu fi depășit de 400, că e masiv, e prea masiv și ăla. Da, și... V-a pus vreodată viața în pericol de multe ori? De multe ori, de nu? Multe ori. Mie de foarte multe ori. Cel mai mare noroc al meu este că mă duce și capul în privința la astea. Adică nu sunt de la să zic, văd câinii despre ce e vorba, văd dacă l-a scos câinii din partea asta lantă sau scoate câinii de undeva așa, sunt și conștient în momentul ăla, nu mă duc ca ăla nebun să te duci. Aha. Și sincer și cel mai sincer, toată viața mea de când ciobănesc, că zunicii de ani, eu m-am bazat pe câini. Eu nu m-am bazat pe om, nu m-am bazat pe ce a fost cu mine, nu m-am bazat, eu m-am bazat pe câinii care știu că, adică care știu dacă, Doamne ferește să zic că îmi iau o oaie, da. Mi-o ia și n-am câine să mă bag, nu mă duc, adică da, da, îl las acolo, dacă știu că am câine, nu-i o las, am adică înțeles. Nu-i o las să o mănânce, poate să fie oriunde ar fi el, nu-i o las să o mănânce, dar dacă n-ai câine să bage, adică cum să vă spun că mulți câini se bagă la urs, latră de roată, dar dacă n-ai și să-l... Da, da, da. Să-l piște un pic. Nu, n-ai curajul să te bași, că dar el ursul dacă, cum vă spui, dacă are pradă jos, s-a aruncat după ei și s-a tot dus și dacă n-ai 2-3 să îi dea roată ca să-l piște un pic să, că nu e câine să zici, bă, omoară ursul. Eu n-am văzut câine să omoare namele de aia de urs niciodată. Că îi dă vorba lui ăla, că îl pișcă cu alea, îl pișcă cu alea și îl doare un pic și îi dă viteză. Îi dă un pic de viteză, asta e cu totul altceva, dar nu. Da, da, da. Adică nu e la mărimea lor n-ai să poți să ai și 20 și 30 de câini, n-ai cum să zici să îl pună pe la jos, că nu, n-ai da, cum. Da, da, oricum nici nu asta e scopul, dar, scopul e să-l alungi. Să-l alungi, la adică să-l sperii, că la gol, el nu iese la gol, este ursul, am observat de multe ori, multe și multe și multe ocazii am avut, e frică să iasă în gol. Adică cum ar fi aici luminiș. Să zici, bă, vine de aici să vină încoace, dacă iese în gol, să zic, el fixează, el ține întotdeauna vâlceaua. El dacă a dat câinii, să zicem, la vâlceaua de el, el nu iese să iasă spre stână sau să iasă, el numai vâlceaua ca să poată să apere. Aha, să aibă ceva în spate. Da, 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 ca să, dacă cumva îl înconjoară câinii, ca să poată să bage cu curul în ceva sau... Da, 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 are și el strategia lui. Da, 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 că vezi dacă le-a unul de acolo, unul de acolo, ce, dacă e 5, 6, 7, 8, 10, îi dă roată. Da, da. Să ia după unul sau să zici, dar la poiană nu prea îl prinde pe câine, că unde... La lăstare îl îngherează. Da, deci... Foarte, 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 cum să vă spun, pe o parte e riscant. O parte e foarte riscant în privința la sălbăticiunul astea.
Da. Că bete, tu te duci să zici, băi, apăr o oaie, să zici, o să scap și atunci în momentul ăla dacă nu... Dar mă mir, cum ai avut tu curajul să zici, să scoți telefonul în momentul ăla? Băi, l-am scos, hai să vă spun, am auzit câinii lătrând acolo în lăsar. Da. Și am zis, bă, trebuie să-l scoată undeva. Eu m-am gândit, mi-era frică să nu mi-l scoată în Welly unde era mai multe. Că aveam pe drumul ăla mai jos de acolo, Welly era îngrămădite, lăstar în dreapta, lăstar în stânga. Și mi-era frică, adică, bă, dacă sare în ele, tot îngherează una, două sau omoară una, două. Când am văzut că l-a făcut, am fluierat mai devreme când să-i dau drumul la telefon. Când am văzut, l-a urcat la mal. Și eu am tăiat că mai aveam niște, cum să vă spun, mai aveam vreo câteva de-astea știu, pe care era mai pe la urmă. Și am zis, bă, da, că nu are cum să o ia dacă sunt acolo și. Urmă când am venit, am prins curaj când am văzut și câinii din spate, ea lasă că n-are ce să facă acici. Da, 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 parte, da. La pe parte, da, da, da. Doi, trei câini tot îl întoarce înapoi. Altfel nu poți să știi ce are în cap. Da. El când și era, cum să vă spun, era prea în scurt. Să zic, drumul să aibă 3 metri lățime, dacă are 3 metri lățime. Da, da, da. Era prea da, în scurt. Dacă îți luau oaia de aici, s-o băga în lăstarul ăla, nu mai scoți, că nu poate să bage nici câinii să rotească cu el, să... N-are cum să... Ține-mă! Ține, tata! Ține! Ține-mă! Ține, tata! Ține! Dar cam pe ce câine te bazezi așa cel mai tare? 6-7 de... A, deci vreo 6-7 sunt la top. Limită. Cam da. La ce vârstă, că tot am mai pus întrebarea asta, încep ei să fie bazați. Deci câinile, cum să vă spun eu, depinde cum îl înveți de mic. Deci, da, un câine crescut, un câine crescut la oaie, crescut la oaie lângă oaie, poate să bage și la 6 luni, dar atunci e riscant pentru el. Uh-huh. Poate să bage și la 8 luni, poate să bage și la 3 luni, am 2 ăștia mai micuții, e dintr-o cățea mustăcioasă ăla de acolo și iete la ora actuală are 4 luni de zile să bag la us. Oh. Dar e pe riscant. E acum aici e, știi cum este aici, e că acum te duce la un război. Uh-huh. Ori trăiești, ori mori, ori mai vin apoi. Așa este la câinii ciobănești care își apără turma. Mai l-am pe ăla de acolo. Au fost pierderi, au fost. Doi. Ce? De câini? De câini? Da, au mai fost, au mai rupt așa. Înainte mi-au rupt mulți, îmi rupeau mulți de urși, nu prea am avut, vreo 4 am avut rupți de urși. Dar mulți mor de porci mistreți, când au fost porci, da, de am avut mulți. Și acum, în prezent, mai sunt porci? Foarte puțini, acum sunt ursăraie, multă. Deci ursăraie a rămas puternică. Foarte puțini mai sunt. Uh-huh. Dar de ăștia zi, porci puțini, foarte puțini, colo, colo, dacă mai... Să știi că în vara asta chiar n-am văzut. I-a mai omorât și pesta aia. Păi cred că atunci a fost cu boala aia, atunci și aia a fost. Dar n-am văzut, ursăraie, v-am zis, aici numai aceea am 4. Mai e două ursoși cu pui după malul ăla imediat. Aici nu mai văd pui pe balea asta. Aici e jale cu ei, pe partea asta. Aici te ia din toate părțile, că cum să vă spun, e pădure, dar roată. Da, da, văd că e pădure. Aici dacă n-ai... Și câinii sunt poziționați strategic, așa, ei cum să vă spun, stă așa la... Deci câinii mie niciodată nu-i vezi să zici dacă plec eu să fiu singur așa, dacă vezi pasta după mine, pasta care vorba lui e crudă acum, și pe ăștia de apărași pe ei mici. Deci pe ăștia mari n-ai să-i vezi lângă mine, adică numai, rar când îi prind eu să fac și eu cu o poză, să-i prind toți grămadă. Da, da, da. Rar. Uh-huh. Restul nu-i vezi lângă mine. Ba, pe acolo, ba, pe acolo, noaptea doar vezi că e plantoane. Deci că îi pune unul cu... Adică ei știu... Au strategia lor. Da, da, da. Da. Uh-huh. Și e foarte bine să șadă, că vezi, îi dă de veste, lu-l-land. Da, da, da. E foarte bine să șadă așa. Uite că vă o ia încolo, le mai dăm în partea aia. Da, că merge mai sus cu alea. Da, merge mai sus. Mai sus în pic și acum le mai apărăm o dată înapoi și... Da. Uitați că, uite, unii toma jos acolo, pe da. Negru, la floria aia, la urma la voi. Așa îmi pune pe aici. Nu, sunt câinii foarte mulțumit de ei. Deci dacă n-aveam câinii ăștia, aia, prin cer să vă spun, aveam facul pe mare pe aici. Foarte mare. Foarte, foarte mare. În privința la... Deci nu putea să stați ce să... Păi nu, n-aveai cum să-l mai păzești, adică trebuie să stai cu câteva oițe, nu cu bari tai cârdu să te duci cu peste tot. Aia o am iară cea mai bună cățea din toți timpii. Asta roșie? Nu. Uite, mustăcioasa aia de acolo, care doarme între voi. Aia. Aia e și mama la căței ăștia mustăcioși. O oameni pe care ridicat a făcut partea asta. Aia... Și acum ce facem? Ne întoarcem? Da, de acolo le facem un pic înapoi pe ăsta. Salufanii ăsta e? Nu am avut nimic la asta.
Nu știu unde e cu apia, să cum te îndeia să... N-am avut decât un singur izlaz, are tata. Bata acolo, că... Dă-te, dă-te! Tot să plimbă, tot să... Păi da! Dacă e singur aici, deci singur în munte, vă dați seama, domnul Florin trebuie să stea numai cu ochii în pat. Na, uite, din desișurile astea, oricând poate să iasă urs. Aici este foarte jale, foarte, foarte jale. Credința la sălbăticii. Topi, dă-te roata acolo! E bine că întorcătorii își fac treaba, le aduc. Dar ce să faci, părădă, ăștia nu te descurci, că e cârdul mare și poate să rămână unii pe culo, unii pe culo, și dacă nu le mai aperi, de culo, de culo, să răspundește și le pierzi. Și dacă, Doamne ferește, ți se rupe un clățău de 50-60, nu le mai găsești. Le găsești moarte, adică ți le omoară. Da. Gigantic. Dacă nu ești foarte, adică cum să vă spun, că cu oaia trebuie să fii cu capul pe umeri în tot timpul. Deci tot timpul trebuie să fii precaut cu animalul. Da. Deci ele nu e să zici că le lași, să zic, bă, le las aici și mă duc pe acasă. Păi ea trebuie să fie non-stop, fie noapte, fie zi, trebuie să fie lângă ea. Și noaptea le bagi în... În parte, acum nu le mai trag aici, acum le-am tras acolo, aproape unde am, de unde am ieșit de acolo, într-o grădină acolo. Da, da. Noaptea. Ce se aude vocea cu ei? E la lemne niște oameni acolo. Aaa. Hai să mergem pe colega, să le facem un pic să coboare niște. Gata, haide. Mergem în jos încolo. Hai, fetița, haide. Asta e aia nouă. Da, 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 nu știe până nu te învață. Nouă achiziție. Nouă achiziție. El trebuie să achiziționeze. Da, trebuie să reîmprospătezi gena. Hai, pe aceea că-i mai... Ursul de-ane. Mulțumesc. Hai. Zici că îi obosește pe câini. Da, e obosește. Păi să vede după ei că îi obosește, săraci. Fie noapte, și, da. Noaptea, la fel nu le tace gura. Când dăm atacul mai mult, noaptea sau? Oricând pe aici. Aici dacă nu ești, cum să vă spun, un pic atent, și ziua și noaptea. Că acum nu mai are nici ce să mai mănânce. Să mai fie prune, mere, de-astea. Acum vagă la ce zice, la poate... carne. La carne, ce zice, că să vină. Da, da, da. Ales noaptea ei cum se înserează, gata, pleacă de acolo. Vezi, ori pe vâlceaua asta că la trăcâinii, ori pe partea lantă, ori vine de aici, coboară spre mine aici. Păi noaptea duce câinii unul, apare altul. A. Îl trece câinii gârla pe altul așa și pe urmă vezi că se întoarce săraci câinii de acolo, pleacă în partea asta aici. E și poziția rea, foarte rea. E o poziție care nu ai, n-ai un steaper, să zici, bă, stau undeva și da, 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 e dai. Prea... Exact. N-ai poziție, adică n-are, și nici câinii n-are poziție, săracii, să zice așa. Bă, îl duce până acolo, pe urmă, dacă iese altul de în altă parte, ea aleargă, îi obosește. Da, da. Hai să mergem mai jos pe partea asta, aici. Pe... Hai să mergem. Nu șade, nu șade din cauza la merla astea, pădurețe, de minge. A, și mănâncă da, da, da. Păi multe mere. Nu e mult, e mult până pleacă una din cârță să ducă și până se înșiră toate pe... A, se înșiră pe vâlcele. Și mai ales vâlcele astea, dacă nu ești atent, nu poți să știi că ori o fi pe acolo, ori și-l simte, că ursul are simțul ăla. Are mirosul super dezvoltat, da. Ăla, dacă ai tăiat o oaie, să zic, o tai acum aci, da? Și ai plecat de aci, te uiți după ceas, că în 5 minute el vine acolo.
Da, așa da, de... El imediat i-a venit. Înseamnă că pot să-i, putem să-i punem o momeală de genul ăsta să-l vedem? Păi da, îi pui o momeală, tăiem o oaie și-l... Nu, nu tăiem o oaie, luăm niște carne cu... Da, 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 să-l vede. Păi dacă vreți să-l vedeți, mergeți cu mine și v-am zis, vă pune acolo pe drumul ăla și-l vedeți destul de bine. Cu risc. Că e cam cu risc atunci, că... Vorba lui ăla, dacă... O să facem niște chestii de genul ăsta, sincer spun. Chiar vreau să-mi achiziționez un spray de la Special de Urși. Nu un spray, că nu e vorba, că dacă sunt eu acolo, dar toată treaba e ca să-l... Cum, unde, de unde îi scoate și cum îi scoate câinii de acolo când trec eu cu Eli. E o poziție chiar bună de fapt. Aha. Că dacă stai, te gândești, l-aș dă cât camera acolo. A. Și, a, aha. Și îl scoate trepunia. Îl scoate... Uh-huh. Îl scoate punia. Eu. Dacă te dai drumul și ai plecat de acolo, te duci un pic mai retras, să nu dea peste tine, că dacă a dat în momentul ăla peste tine, ești al lui, ești al lui. Da. Hai că începe ușor, ușor să vadă că e toamnă. Păi ce să mai, dacă i-am culo gata, asta... Uite copaci. Ia uite, da. Hai, uite un peisaj frumos acolo, câinii cu oile, cum stau de frumos acolo. Da. Stau deocamdată în poziție de relaxare, că nu e pericol. Nu este pericol acum ca să... Și unde zici, Florine, că dormi noaptea acolo? Nu, noaptea acum nu mai dorm aici. Dorm de unde ați venit, de la casele alea, într-o grădină acolo. Dorm în boșcă, boșcă cum e asta. Dar asta n-a mai fost folosită de vreo 2-3 ani de zile asta. Am avut un băiat la sterpe, dar a dormit în ea, dar nu mai a fost folosită boșca. A dormit într-o boșcă. Normal. Boșcă ciobănească, da, 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 am mai văzut. Nu, acum că zice unică ce, să ai condiții, să ai nu știu ce, băi, înainte nu era tată, era, aveai o boșcă, dacă o aveai și pe asta, bineînțeles. Da. Dacă o aveai și pe asta, dacă nu, ori în perelină de aia de armată, în aia dormeai noaptea. Sau cojoc de la... Sau, da, 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 sau un cojoc, cojocul... Entrou para o WhatsApp.